Victorie clară pentru Corvinul Hunedoara în meciul disputat cu Unirea Dej. La fluierul final, tabela arăta 4-0 pentru albaștri, reușind astfel să ofere suporterilor hunedoreni un regal fotbalistic pe propriul teren și să se situeze pe locul al doilea în Liga Secundă. Marius Coman, Alexandru Neacșa și Timotei Mitran sunt corbii care au dus pe cele mai înalte culmi echipa Corvinul Hunedoara la meciul cu Unirea Dej disputat sâmbătă pe stadionul Mihail Klein. Recuperează Alexandru Neacșa, centrare bună a lui Neacșa în gura porții, probleme pentru gol! Deschidere de scor rapid aici la Hunedoara. Zid înalt, șutul lui Neacșa, gol! 2-0, Antonio Bradu care trimite pentru Marius Lupu. Marius Lupu îi așează mingea cu capul lui Marius Coman. Marius Coman ajunge înaintea portarului, îl depășește pe acesta și gol! O nouă minge acum pentru Timotei Mitran, în careu acolo Mitran îi fură balonul și gol! Este primul gol în Liga a doua pentru Timotei Mitran. Mă simt extraordinar, vă dați seama să înscriu pentru Corvinul și mă bucur că am câștigat. Aici ne place pe primul loc, ne dorim să rămânem acolo și să jucăm fiecare meci cum am jucat și meciul acesta și meciul cu Sepsi, tot așa. O victorie pe care am muncit-o, a fost o săptămână foarte încărcată pentru noi. Ne-am propus ca de la fiecare meci să obținem maximum. Am obținut acea victorie la Metaloglobus. N-a fost simplu să venim pe drum. De atâtea ore, meciul cu Sepsi, acum meciul cu Dej a trecut. Am obținut exact ce ne-am propus și am muncit pentru asta. Lumea trebuie să știe că băieții au făcut un efort și astăzi am schimbat. A ieșit Kindriș din echipa din cupă și a intrat Ion. În rest am făcut schimbare în minutul 70 la Neacșa, după care au mai urmat și celelalte, dar pe ansamblu sunt foarte, foarte mulțumit de băieți, de joc, de atitudinea lor, de absolut tot. În primul rând, felicitări echipei gazde pentru că a meritat această victorie. Ei sunt într-un alt film față de noi, ca să zic așa, sunt pe altă cu un alt moral după victoriile din cupă și după meciurile din campionat sunt într-o altă postură decât noi. Eu știu unde am venit, știu că nu o să fie ușor. Nu pot să zic că mă așteptam să avem o înfrângere ca cea de astăzi, nu tocmai ușor de digerat, cum ai spus și tu, dar în același timp știu că avem destul de multe probleme, știu că n-am mai marcat în deplasare de foarte mult timp, știu că marcăm foarte greu și trebuie să lucrăm la acest aspect. Așadar, după 12 etape, Corvinul Hunedoara a ajuns pe locul 2 în Liga Secundă, pe primul loc fiind CSC Schellenberg.